Natalia. Eu tenho uma data e o nome é Micaela. Sou na companhia Surpresa Domicílio. Eu vostra sunteți omagiata astăzi. Da. Aceasta o cale surpriză pentru dumneavoastră. Un buchet de flori. Da, mulțumesc. O sticlă de șampanie și o tortă. Mulțumesc mult. Mulțumesc. Vedeți la nevastă cum este surpriza? Da, surioasă. Nu mă așteptam. Copiii plecați, nu, nu am pe nimeni acasă, eu sunt grăbit. Am un mesaj pentru dumneavoastră. Din mesaj este așa de foarte poezie. Mama, cel de întâi cuvânt, cel mai dulce zâmbet, cel mai sincer suflet, cel de urmă vis, cea mai dulce voce, cea mai grea durere, cea mai mândră floare, cea mai scumpă carte. În această zi, mămico, care este un moment aparte pentru tine, îți urez în tot sufletul numai zile pline de zâmbete, bucurii și armonie în fiecare clipă. Îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut și faci pentru mine, pentru faptul că mă susții când mi-e greu și că îmi dai un sfat când am nevoie. Azi noi îți spunem la mulți ani, fiecare zi să-ți fie doar zâmbet și bucurie, cu noroc să-ți fie viața limpede ca dimineața, să ai ce inima îți cere, credință, dragoste, putere. Azi de ziua ta, noi îți dorim multă sănătate, iar această zi să fie cea mai frumoasă zi din viața ta, să te bucuri de ea alături de cei dragi. La mulți ani, scumpă mamă, cu drag fiica Aleona, piciorul Serghei și nepotul Chirel. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Mulțumesc! Vă mulțumesc mult și îmi pare rău că nu sunteți acasă cu mine. Mulțumesc mult, vă doresc și sănătoși. Aveți grijă de voi străini. Cred că într-un mama să vii și ați vă vizitez. Mulțumesc frumos pentru cadou și pentru surpriză. Mulțumesc, v-am pupat! Ceau, ceau!